a avut loc nunta? Nunta la Hangu. S-a furat mireasa? Nu. Nu era obicei? Nu era obiceiul. Ați avut mulți nași? 7. 7 perechi? 7 perechi, da. Unde ați locuit prima dată? Prima dată, na, spui că sunt născut în satul Bradu și când eram 2 ani m-a luat nașa mea și în Greția și am... Da, dar cu soțul dumneavoastră. Tot aici în Greția. Cum îl chema pe soțul dumneavoastră? Petru, a Mariei Petru. Cu ce se ocupa? Era administrator la internat, avocat, a fost președinte la cooperativă, că s-au înființat cooperativele. Prima dată el a fost președinte la cooperativă. Pe atunci nu se adușea, atunci trebuia să umbli el, să cace părum, să cace băutură, să cace, adușea de la piatră. El se ducea cu mașina de aici, cu mașini, ca ta mașină, se ducea și adușea tot ce trebuie la cooperativă. Cum v-ați întâlnit? Păi, cum să ne întâlnim? Așa, mai vine, o botezat-o pe doamna Vadana, când era ea, când l-a născut-o pe dânsa, și la botezul ei a venit Petru, cum am zis, cu soră, frați, cu frația lui, cu soră de lui și-a botezat-o. Și atunci ne-a cunoscut. V-ați înțeles bine? Da. Cum era pețitul? Cum? Pețitul. Cum era? N-am înțeles cum e. Cum era pețitul? Cum era pe timpuri? Pețitul. Nu înțeleg și zici. Pețitul. Pestit? Nu înțeleg, nu înțeleg. Pețitul. Cum se cerea în căsătorie? Cum se cerea în căsătorie? Ei, cum era? Cum să zic, vine așa vorba și... Am înțeles așa că... Nu, nu ne-au venit cu alaică să facă logodnă. Ne-am înțeles așa, fără logodnă, să fășea pe cimpuri logodnă, dar nu... N-am logodit, numai așa ne-am... La nuntă au fost multe? Da. Așa nu mai pot să spun, nu vreau că au fost o lume multă. Ce mâncăruri erau? Borș cu carne, sarmale, cozonac, așa se făcea pe atunci. Mai țineți minte vreo strigătură? Nu țin minte. În ce consta darul? Ce aduceau oamenii? Bani. Bani. Da. Da. Vă înțelegeați bine cu socrii? Da, mă înțelegeam bine. Din ce era construită casa? Din lemn. Câte camere avea? 5 camere. Cu bucătărie, cu cămară, cu trece. Aveați animale? Avem. Ce? Ce animale? Vite, porși, oi, găini. Ce plante cultivați? Cartofi, porumb, ceapă, usturoi, petrojei, este așa. Dulciurile cum erau? Prunile sau... Dulciurile, ciocolata. Ciocolata, bune. Mâncați, vă lăsau să mâncați? Ei, nu prea mai lăsa, că zicea că strâng dință. De sărbători, cum era mâncarea? Ei, de sărbători, de Crăciun era cu tăiam porcul, făceam pișcă, cârnați, dobă, vrăjituri, da, sarmale. Ați avut foamete? Ei, au fost pe timpul foamete, uite, nu mi-a ții mici, în 47 au fost. A fost foarte greu atunci, nu s-a făcut recolta. Dar... Mai țineți minte vreo întâmplare când au venit, când a fost război aici? Și să mă ții minte? Ții minte așa că ne-au luat tăți și cartofii prin pământ, i-au săpat.
și-o luat, aveam aici porumb, porumbul l-o luat tot. Că aduce bărbatul meu porumb pentru comună și tot l-o luat. A venit cu mașinile aici, poartă și-o pus în mașină și-o... și-o luat tot, n-a mai lăsat nic nouă. Cum era îmbrăcămintea de sărbători? Național. Erați mulți acasă de sărbători? Aici acasă noastră. Așa, dacă mi-e vine prieteni de mie, prieteni, fete. De unde făceați rost de haine și încălțăminte? Le făceam noi. Puneam câini pe omelițam, torșeam, făceam pânză. Lina o spalam, o torșeam, adică o duceam la mașină și făceam sumani, făceam... Tot ce trebuie, pentru soț, pantaloni, sumani pentru îmbrăcat, din pânză făceam, cumpăram bumbac și făceam pânză de bumbac, făceam și pânză de cânipă. Cânipa, cei de cânipă purtam, cei de bumbac făceam cămăș, făceam cu suțe, cu pui. Încălțămintea? Cum? Încălțămintea, pantofi. De unde? Cum făceați rost de ea? Era și smari și ne duceam și ne... Tocmeam pantofi și smare lucra. Erau magazine și baruri? Erau prăvălii, așa cum zice. Cum era băutura la baruri? Băutura, cum să fie, bună. Soțul dumneavoastră a petrecut o vreme la crâșmă? Da, păi, se mai ducea și pe la crâșmă. Că așa sunt o bărbață. Era... Care erau preoții comunei? Prima dată când eram eu, umblam la școală, era preotul Alexandru. Cu el făceam și religia, cu el făceam religia. Da. Alți preoți? Alți preoți, după el a venit preotul Vasile. Așa, după aceea a venit preotul Ioan. A fost după el. Ioan Iliescu, parcă, da. Și după, pe urmă, care mai fost? Părinții Libența. Libența, așa e, zice, da. Și după el, ui, părinții Ioan. Cum erau balurile? Ei, frumoase. Cine îi cânta? Muzica, cum era? Era... Pe urmă, după și să mă... Prima dată era muzica în ziuiște, așa nu era și niște. Și pe urmă s-o ființa la bistrișoară, o muzică frumoasă, cu culanariețe, cu... Așa era prima la bal, era mie frumoasă, da. Obiceiurile de anul nou, care cu... erau? Obiceiurile de anul nou. Cu urături, cu colinzi, cu capră, cu urs, cu... Ca acum? Ca acum, da, dar mă văd că la televizor sunt alții nebunele. Vă amintiți de banda lui Bujor? Și bujori erau, bujori. Da, umblau cu steaua copiii, era frumos. De unde aveți costumul popular? L-am făcut eu, cu mâinile mele. Nu l-ați primit? Nu, l-am pusut eu, ne-am făcut cămeș, ne-am făcut catrințe, ne-am... Lucram eu. Erau medici? Medici? Nu prea erau, pe când eram eu tânără. Pe urmă, târziu s-a făcut dispensar. Pe când eram eu căsătorit, aveam copii, nu mai... Da. Care erau bolile grele ale timpului? Era gripa. Cu ce se tratau ele? Ei, cu oță de piere, cu... Când erai cu nasul înfundat, puneai cărbun pe plită și puneai lege faină și trăgeai fum pe nas și așa se desfundă nasul. Ciuma? Cum? Ciuma. Ciuma asta nu știu eu. N-ați... Febra tifoidă.
Nu, n-am, nu știu, auzeam de febra tifoidei, dar nu pot spune nică despre ea, că n-am avut în acasă cu ea. E păduchii la școală, vă verificau? Mai erau. Și puricii? Și puricii, și pe urmă s-au venit, au ieșit asta, naușitul. Și cu naușitul omoră și puricii și toți insectii astea rele. O întâmplare care v-a marcat? Nu știu așa. Care o țineți minte și nu uitați. Știi, când erați mică și... Ce se întâmplă? Când îmi luam la școală, era... Venea doctorul și facea control. Și mi-a găsit la băieți păduchi. Și pe mine eu eram responsabilă acasă și m-a luat pe mine și m-a duc cu el. Pe la tăt să-i caut. Hai, când a văzut un băiat și era cu el, m-am îmbolnăjit, am intrat acasă, nici mâncare nu mi-a trebuit. Hai de capul meu. Și ce s-a întâmplat? Că le punea gaz, că era, Doamne ferește, parcă negreață și ne-aduc aminte. Punea gaz pe cămașă, pe gulerul ăla. Și copilul dușea acasă gazul și ăla i-a tot era unui lipot, flug. Era aici, nu era de parte, aproape de școală. Tot s-a rănit de tu băiat săracul. A venit potloc la școală, că de ce a făcut așa? Păi de ce nu faci curățenie? L-a dus la spital, ei. Când era mai bine? Înainte de război, în vremea comunistă sau acum? Ei bine, și bine, acum e bine, că atunci era cu tatăl, mânșiai, fășiai fân. Și am o faci fân, dar am eu cel puțin îți pensionare, nu mai pot face la ierta aceasta. Cum era mâncarea în vremea lui Ceaușescu? Da, dacă aveam, și să avem, aveam vac cu lapte, aveam porc, carne, aveam găini, ouă, aveam de trece, nu? N-ați dus lipsă de nimic? N-am dus lipsă, nică, că aveam în casa noastră de trece. Soțul dumneavoastră a fost în război? Da. A fost rănit? A fost rănit. Unde? În ce parte? Eu vin o schijă în ochi. Noi să plecăm de aici să ne refugiem de Grințieș. Pietre era dus, avea porum la Hangu. Avea și pe acolo și avea și aici adusese, că se lua să împrumutați banii pe stadiu, puțin tatu și porum. Și la mâine era și acolo să nu iei porumbul și aici era, aici eu când am văzut că trebuie să plecăm, venise Vasile de acolo cu căruța să ne plecăm pe Grințieș. N-aveam făină. Ne-a luat un sac cu grăuță și m-am dus la notă în spate să mă lămoară. Pe drum era, nu puteai trece cum treceai trupii, cai, căruți, tancuri, mașini, nu era rar dacă puteai să treci o leacă peste drum. Am trecut peste drum, când am trecut peste șanțuri, era șanțuri. Când am trecut peste șanțuri încolo, am căzut jos și ne-am rupt vinile la picioare. Și era o femeie peste gardă și a venit și ne-a luat sacul, m-a luat de mână ca să nu mă acasă și greu. Veneau niște cai cu niște copici mari, fai, urâți mi erau. Și am sărit peste gard cu mama, tot și așa m-am dus la moară. Tot și mergi mereu ca să streacă. Greu m-am dus, m-am dus la moară, am venit înapoi, nu era, decât am cu grăsime numai. Și am venit acasă, când am venit cu copii la... Ca să nu mi-e viu până aici. A trecut ulița și aia la 15, la marci am venit acasă, șcioapă, năcajetă, și așa am ieșit cipul și fără să mă duc la doctor, ne-a trecut așa. Ei, am dus-o cu două săptămâni, am ieșit șcioapă. Și ne-a revenit pe urmă. Na. Noi au trecut ungurii cu nemții. Și ei și-a făiau tot ce găseam calea, după ce au venit ruși în coa și ei nu mai ei avut, că îi luase tot nemță cu ungure. Și mă iei. Acum. Eram pe Grințieș la Erhan, unii costi ca nu.
și era acolo o casă vieche și noi acolo ne-am dus cu bagajul și aveam, noi eram cu Florea lui Ursu, avea ea doi porci și aveam și noi o scroafă cu doi purcii, parcă, nu știu, așa, și o vine nemță, era, Petra era invalid de război și era prieten cu altul, cu unul de țămurariu și acela era invalid de război. Cam în doi umblau și aduceau porumb. Și Murariu știa nemțește, că el a făcut și-a pierdut piciorul la capul donului. Da, cum îi zice, cotul donul, nu știu cum e, e de greu. Și a vorbit cu dânsă și i-a spus, zice, tăieți porșii, că vin rușii și ar să vă ieie. Și atunci le-am tăiat, am tăiat porșii, ustoi că au pus carnea într-o pucină mare, mai multe pucini, așa. Noi i-am tăiat și i-am pus într-o bărbânță cu sare. Și am pus o rând de sare, o rând de carne. Numai și-au venit trupile rusești. Și nu avea treabă cu nimeni, a băca prin camări, prin casă, ca ta mâncare. Ia că o dat peste pucinile cu carnea sleită și-o băga mâinile pe pufoi și tot era... Băga în buzunări, trece buzunările din plusul cu carne sleită. Dar o catat, acolo era sare, unde era carnea noastră, asta așa nu i-a trebuit. Na, și ea fășea, vai, nu lăsați copiii să moară de foame, ne-ați mâncat, dar Murariu, taci că tot am început, că aici nu mai are lucruri, nu vezi că trage un clon și acolo e rămas, nici tu nu mai mănânci. Aia era ca războiul. Foarte greu. Apoi după aceea am venit acasă de pe Grințiaș, n-aveam nici porumb, nici cartofă, nici nica. Și s-o luase granița, plecase ungurii de aici. Și să mai duceau oamenii și aduceau cartofi din sus. Duceau și ei cu... Să duce Petre, bărbat meu, cu Florea lui Ursu, cu... Că noi eram toți la un loc acolo, să am pe Grințiaș. Și s-o duce și ei și aducea câte o căruță de... cartofi, dar reale, mărunci, noastre erau cu tot mai bune. Trecând în sus, Pișumărca era plin de morți, parcă erau oile. Și cai morți pe marginea drumului, ceva o groază și era. Ca după război. A fost foarte, foarte greu. Ei, le-am învins pe trece și le-am... A fost zine pe urmă. Între timpul și ăla, dacă nu mai iei nică, deși ce plinge, era cam greu. Mie cu nanașul, care m-au crescut pe mine, ei au spus prâul Murarului. Da, și când a venit Maria și a venit un neamț și i-a spus să, că ea a vrut să vin în sat. Și treceau... Ei, da, ei erau tăți. Erau toți acolo și copcii mai veneau prin sat să ducă de-a mâncării, pieri, poame, cartofi, păstăi. Și ia câtă vine o neamț și găsește, erau trei, al lui Mihai al lui Roșu, era Maria și că încă erau trei. Veneau trustei să ducă alimente. Îi găsește o neamț. Fuge înapoi, i-o băgat eu ascuns, că vine frontul și-i pușcă în lija lui. Și era cum era un copac căzut așa și rădășinii și le-a... Eu băgat acolo, stați aici până trece frontul, nu mișcați că va pușcă. Dar nu a fost rău pentru dânsă, că eu a stat acolo. Dar a stat ei, ne-am dus o dus-o, în treaba lor. Dar Maria și ce, cu carci de rugășuni. Dar Mihai îi spunea, un băiat de Samaria, hai! Că nu vine Dumnezeu să-ți iei în brață, să-ți ducă de așa, hai să fugim! S-a luat-o și-a fugit, a venit civale. A venit acasă, nu s-a mai dus înapoi, că tot atâta era, că până în pădure, că trebuia să vii și până acasă. S-a gândit ei așa, că a trecut războiul, hai să vii. A venit civale și-a luat și-a trebuit, s-a dus înapoi, nu mi-a avut treabă cu nimeni. Da. A fost tare greu. Dar lor le-au luat nemțul, le-au luat boii, le-au luat oile, le-au luat porci, nica nu mi-a avut. Noi, eu aveam o vacă care ne-a dus în nașul de zestri și
Givaca mea să ne ajunge țel a lui. Eu le-am dat aici, în partea asta, pe Glodo. A lor le-a luat pe trece. Și eu nu m-am mai dus, că mergeam vaca pe geal, nu m-am mai dus să mulg vaca, că era macemiam. După așa a trecut războiul, s-a făcut la o săptămână, apare vaca mea cu jițelul după ea. Toată lumea era nerată, că ei nu mi-aveau nica pe ei, și-a luat să te duce, tu și noroc ai avut, nu s-a luat nimeni vaca. Pe ei și era plinge soldați, nu a dat peste ea, că dacă da peste ea, o lua. Și apoi nanașul meu și-a făcut cu jițelul și el așa mi-a cumpărat un jițel și-a făcut iar boi, că au avut boi. I-a luat tot, nu mi-a rămas cu nimic. Noi aveam doi purșei și a venit săracul pe grințiaș. Am venit să văd și mie faceți voi, că eu nu mi-am nimic, tot mi-a luat războiul. Și zic, lasă nașule că îți dăm noi un purșel, că avem doi. I-am dat un purșel, ei. Avem doi câini. El vinea cu un câine, l-a luat el și unul la Sania. A mers carnelul la Sania, l-a pușcat nianțul, el se baga, vinea în casă și aveam cupciori. Se baga în cupciori. Când vinea, aici și era, Doamne, Doamne, l-a pușcat câinele. Aici aveam un burgei așa și lăsase lăișierile pe pereți. Când am venit, era lăișierile încinsă pe jos, pielea ne-a dusase pe sat. Și trăit cu sânge, cum aducea râniță și îi punea aici, că aici era făcută bucătăria. Și aici, prin grăzinuța asta, era plin de capice, de vacă, de porci, nu știu ce ei tuși. Le băga în pământ, dar tot mirosea, tot era rău. Da. Și apoi vinea mașinile și lua râniță, îi dușeau. Noi atât am găsit în urmă și au rămas zi. Și a fost rău. Doamne ferește, ce război, meșie. Și atunci a scos cea cloșcă, dar când am dus pe grinție, am uitat de găină, nici ne-am mai gândit. Când a venit, pui era așa cât pumnul mai mărișori, așa ea nu ne-a luat-o, cloșca nu ne-a trebuit. Cu pui, cu și ea a rămas, cu cloșca, cu 7 pui după ea. Da. Și cu vaca, că ne-a venit pe geal. Da, așa a fost tot ce a trecut. A trecut momente grele peste noi, dar ne-am învins pe tăci și a fost bine așa. Câți copii ați avut? 4. Copii, nepoți, câți nepoți ați avut? Nepoți am... Câți am? Ca să-i număr. Șef ce parcă, da. Am la Costică 2, la Gavriluț 1, la Marșica 2, la... 7. Gavriluț, Georgică 2. 7. Da, 2, 7. Georgică 2, Costică 2, Marșica 2 și Gavriluț 1. 7. Da. Strănepoți. Da, strănepoți am 9. 9? Da. Cam așa am. De 2 la voi. 3. 3. Da, da. 3. Mihaiță, 3, 4. 9 am și ține număr. Cam așa am. Smaranda, Davida, Bobi, da. Și-a luat Găbița 2 în Israel. Am 9, așa i-am marat eu. Da. Da, au venit porcii în păpșoi și ne-au... Nu mult au fost, dar ceva 4 ani, 5, cam de așa. Ei, asta e de actualitate. Mm-hmm. De exemplu, de mai repede la noi se știa la Petru Vodă că erau, când se trecea, acolo cine ataca? Baltă parte, nu? Mm-hmm. Mai țineți minte de haiduci? Nu mai țin minte de haiduci, auzeam de haiduci, dar nu i-am văzut.
haiduși care umblau pe dealuri și... Da. Nu, nu am avut-o. Am auzit despre dânșii, că și-au pozni. Da. S-a dus la... Cum am știut într-o carce, că s-a dus la Sahastrie și-a omorât calugării, i-a dat foc la... Și-a dat foc la mănăstire, a făcut proții mari pe și-au. Da. Mă ieșeau haidușii, auzeam vorba, că ieșeau haidușii pe Petru Vodă și când treșea lumea, îi jăfuiau, le luau banii, îi zbeacau, îi... erau răi. Da. Cât mai aveți până la 100 de ani? 4 ani. 4 ani mi-am. Că am împlinit 96 de ani, pe 28 noiembrie. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Cum? Vă mulțumim pentru timpul acordat. Da, mulțumesc și eu. Multă sănătate și mai venim la 100 de ani. Da? E așa dacă am mai găsit? Este și 4 ani. Da. Și Dumnezeu și Maica Domnului. Dar zi la Dumnezeu ne vin pe tăți și sănătate, dacă și la Dumnezeu sănătate îți dă, tăți și ei, Dumnezeu îți dă. Eu tot sănătate și ei, da. Și pentru mine și pentru copiii mei și pentru nepoții mei și strănepoții mei, tăți să ajungă bine în viața lor. Așa vă doresc eu la tăți. Da. Să fiți sănătoși și tăți și nebuni să fie. Da, să fiți deștepți, să fiți cinstiți, să nu vă bucurați de averea fără dreptate. Adică să nu minți, să nu furgi la nimeni, să nu iei și nu ia tău, să nu ce bucuri de lucruri străini. Numai și de munca ta să ce bucuri. Atunci Dumnezeu îți ajută. Dacă ce bucuri de și de averea altă, de munca altia, nu îți ajută Dumnezeu. Ajungi rău. Și ca să ajungi bine, să fiți cinstiți. Da. Să nu furați, să nu spuneți minciuni, să nu vă bucurați averea altuia, să vă bucurați munca voastră. Da. Dacă sunteți cu minți și vă ați bine, Dumnezeu vă ajute. Vă dă Dumnezeu tot ce doriți voi. Da. Asta e el, asta e al zecelea. E al zecelea. Da. Și... cui ai făcut? I-am făcut așa. Prima dată i-am făcut lui Luminița, soția lui Petrică din Italia. Pe urmă i-am făcut... ei, la fata lui Tamara și lui, la nepoata și lui Feci. Pe urmă i-am făcut lui... Loredana lui Mihaiță din Germania. Ei, cu ea mi-a făcut. I-am făcut lui Smaranda, lui Dan, de la Bacău. I-am făcut anișoare lui Costică, de pe Grințieș. I-am făcut lui doamna Dumitrița, pentru Ioana, de la Galo. I-am făcut lui Raluca, nepota mea. Raluca lui Pavel. Și am, nu știu cum i-a făcut, nu mi-a ții minte, dar aia asta, mă, asta e lui Tamara. Și acel ea se lasă că și ei să-i fac. Și că, da, tot am costat și cu lupa și cu două rânduri de ocelari. Da, le-am făcut la trece, la care cum am putut. Da.